Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit din nou la microfon, ca de obicei, Cristian Ivaneș. Știți că discutam, apropo de tema asta, în câteva rânduri. Și eu îmi arătam efectiv consternarea. Dom'le, românii parcă sunt anesteziați, parcă au amorțit. Nimeni nu protestează, nimeni nu mișcă nimic, nimeni nu face nimic. Ni se întâmplă lucruri halucinante. De la preconizatul taifun fiscal, toată lumea este în regulă, nimeni n-a nicio problemă. La nenorocirea drogurilor, sunt milioane de drogați, ne spune ministrul justiției în România. Nimeni n-are nicio problemă nici cu asta. Educația, legile educației, care sunt catastrofale, au fost adoptate cu mare tantam, de parcă am fi obținut cine știe ce victorie. Educația s-a făcut pentru următorii ani mulți. Nimeni n-are nicio problemă cu asta, nimeni n-are nicio problemă cu nimic. De ce? Ce se întâmplă cu noi? Și apare un studiu, sau apar niște cifre mai degrabă, date de Institutul Național de Statistică. Și institutul ăsta a efectuat o cercetare asupra acestui fapt. În premieră, foarte bine, bravo lui, și concluziile acestei cercetări, deci are toate ingredientele unui organism oficial, concluziile deci sunt extrem de preocupante, ca să fiu din nou ponderat și rezervat. În ultimele 12 luni, ponderea persoanelor care au participat la acțiuni de cetățenie activă, ca așa le numește institutul, e clar de fapt ce vrea să spună, a fost această pondere, deci, de 3,1%. Statistica leagă această cetățenie activă, termenul acesta, de proteste, dar nu doar de proteste în stradă, ci lărgește puțin aria, cum e și firesc, adică semnarea unei petiții, participarea la demonstrații, scrierea unei scrisori către mass media, sesizarea unor instituții, etc., etc. Și motivul principal invocat de persoanele care nu au participat la vreo acțiune de cetățenie activă în ultimul an, deloc. Pentru asta, repet, nu trebuie să ieși în stradă, cum o făceam pe vremea lui Liviu Dragnea, cu cățel de lesă, cu prieteni, cu familie, în frig, în ploaie, nu, nici vorbă. Ajunge să scrii o petiție, ajunge să sesizezi o instituție și așa, să faci ceva, adică să nu stai ca o legumă și doar să viețuiești și să treacă realitatea pe lângă tine fără să-ți pese. Da? Bun. Motivul principal pentru care oamenii au invocat dezinteresul, sau motivul principal pentru care oamenii nu au participat la nimic, spun ei în acest studiu făcut de INS, este pur și simplu, dom'le, n-am fost interesați. Expressis verbis. Oamenii, cercetarea asta arată că oamenii n-au fost interesați. Și o parte din ei răspund, circa 20%, dom'le, n-am avut timp. Am avut timp, dom'le, eu sunt ocupat, am alte chestii. Dar 20%, majoritatea covârșitoare spun, păi nu ne interesează de fapt. Bun, ok. Și atunci vii și te gândești, bun, dar ce te interesează atunci? Dacă aspecte legate de viața ta nu te interesează, da? Ci te comporți ca mărul în pom. Totul în regulă ce se întâmplă în jur, tu stai agățat de creangă și ești măr. Ok. De ce nu te interesează totuși? Pentru că, bună oară, în Franța, reforma vârstei de pensionare, vă mai amintiți, a generat niște proteste fantastice, niște incidente violente între autorități și manifestanți. Adică oamenii ăia, v-am spus și atunci că am comentat pe această temă, dom'le, au vână, adică au zvâc în ei, trăiesc, da? Nu stau moluscă, orice li se întâmplă, e bine și așa. Și atunci stai și te gândești, dom'le, noi de ce suntem astfel? De ce am ajuns, sau am fost întotdeauna oare, atât de resemnați, atât de pasivi,
Pentru că totuși pe vremea lui Dragnea a mai ieșit câte unul altul și nu puțin. E, aici e o chestiune care trebuie atacată, cred, din mai multe părți, unul la mână. Exact ca și la Revoluția din decembrie 89 și când vorbim de protestele anti-Dragnea, povestim de fapt de o mică minoritate din societatea românească. Majorității îi convenea și în decembrie 89 cum era și majorității îi convine și astăzi cum este. Noi trăim, cum vă spuneam, în bula asta noastră, care e foarte redusă. Ăștia 15%, eventual, și nouă ni se pare scandalos. Dom'le, corupția, nebunia care se întâmplă cu ce îi se face mediului privat, lipsa de speranță, atacurile asupra statului de drept. Ați văzut și ce fac ăștia. Dragnea o făcea, ciobănește cu Barosul. Ăștia o fac finuț, frumos, cu legi. Le-am analizat și pe astea, la rândul cu protestele care se îngrădesc și așa mai departe, am văzut. Bun. Și noi, în bula noastră, ne scandalizăm și vorbim, tinzând să ignorăm bula aialaltă, majoritară, probabil mai tăcută, mai puțin activă pe rețelele sociale, pe YouTube, pe internet, în societate în general, și care este atât de altfel decât suntem noi. Asta este o chestie. Nu suntem atât de mulți precum ne imaginăm, să știți. Suntem un grup minoritar. Trebuie să ne obișnuim cu asta, așa am fost întotdeauna în România. Apoi, mai este educația. Educația în România este un eșec absolut înfiorător și va fi în anii ce vin exact la fel. Am analizat legile educației, nu mai insist acum. Ați văzut despre ce este vorba. Și mai e o chestie care mi se pare relevantă. Există cursuri în școli. Educație civică, careva să zică. În clasele 5-8, de mai puțin de 10 ani de zile, există această educație civică, timp foarte puțin ca să avem niște efecte ale acestor cursuri. Nimeni nu știe de cine sunt ținute, cum sunt ținute, ce calitate au și așa mai departe. Da. Educația asta civică conține și un aspect de cetățenie, de drepturi ale cetățeanului, de cum să fii cetățean. Și asta se face doar în clasa 7. Atât. Doar în clasa 7. Din nou, cine știe cum se face, când se face, dacă se face, de către cine se face și așa mai departe. În schimb, religia, care nu promovează educația cetățenească, care nu promovează militanța pentru un drept, protestul pentru faptul că ți este încălcat acest drept sau e în pericol de a fi încălcat. Religia, în schimb, se face până în clasa 12. E interesant, așadar, că există chiar și puncte clare cum sunt astea de menționat. Nu e doar eșecul educației în general, ci punctual, cum anume nu se fac unele lucruri care ar pregăti elevul să aibă o conștiință civică, adică să îi se însufle, așa cum se face în alte sisteme educaționale, această valoare, să îi se spună, bă, tu ești membru într-o societate, tu ai drepturi și ai chiar obligația cetățenească să protestezi dacă drepturile astea îți sunt încălcate ție sau altor membri ai societății, că nu ești singur în societatea asta, tu ești parte din ea. Ori chestia asta este absentă. Deci vă dați seama că nici măcar pentru viitor nu mai există o speranță ca treaba să se îndrepte. Evident că șleachta politică face chestia asta deliberat, intenționat, tocmai pentru a avea pace socială, pentru a avea consens. Țineți minte obsesia consensului a lui Iliescu de acum nu știu câte zeci de ani, 25-30 de ani, mai mult un pic, chiar de la Dumnezeu, să fie consens, să fie liniște. Să fie liniște, domnule. Îmi aduc aminte atât de bine adevărul, ziarul adevărul, ăla odios atunci al lui Darie Novăceanu, în 90, publica pe prima pagină a adevărului un, așa, un spațiu complet gol. Deci prima pagină era
albă, 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 nimic altceva decât titlul și frontispiciul ziarului și undeva în partea de jos câteva cuvinte. Avem nevoie de liniște, oameni buni, semnul exclamării. Ei bine, tot liniște este în România de 33 de ani. Și liniștea asta ne-a îngropat pur și simplu și suntem inerți, suntem moluștizați, moluschizați, sau cum vreți să o numiți. Îmi veți spune, bun, dar minoritatea aia care a animat marile orașe în epoca Dragnea, totuși ăia unde sunt? Minoritari, cum eram la nivel social? Ăia unde? Măcar ăia să-i fi văzut. Ei bine, s-a întâmplat ce vă mai spuneam că s-a întâmplat cu ei. Câteva chestiuni. Unii dintre ei au emigrat, lămurindu-se despre ce e vorba definitiv. Alții s-au dezabuzat, s-au dezamăgit, nu-i mai interesează exact ce spune Institutul Național de Statistică. Dom'le, nu mă interesează. Nu mai vreau să știu. Și unii chiar nu mai sunt interesați. Au fost și nu mai sunt. Și plecatul și dezinteresul, dezamăgirea, așa, a făcut să arătăm cum arătăm în această toamnă a lui 2023. Vă aștept, bineînțeles, comentariile. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora să se aboneze și să-l urmărească. Vă mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina de Facebook a canalului. Două lucruri importante. Mulțumesc că distribuiți emisiunile prin rețelele dumneavoastră de socializare. Doi, vă mulțumesc că susțineți sau vă gândiți să o faceți acest canal, aceste emisiuni, pentru a putea rămâne în continuare în online. Imaginați-vă că practic cumpărați un ziar sau o revistă de la chioșc, cum prin Patreon, PayPal și Revolut, informații aici și în textul de sub imagine. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și să auzim numai de bine.